Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Agroștiința, emisiunea dedicată fermierilor, agriculturii românești și nu în ultimul rând tradițiilor. Despre tradiții vom vorbi și noi în această ediție, pentru că iată, până acum noi deja am filmat câteva emisiuni și am făcut la un moment dat popas și la ruginoasa. Ei bine, acum a fost momentul să o invit pe doamna de acolo, de la Centrul Cultural Ruginoasa, în studio. Este vorba despre doamna Cristina Axiniai. Spun bună seara, bine ați venit la noi! Bună seara, bine v-am găsit! Este referent cultural, iată, la centrul pe care l-am prezentat și recent au avut în luna iulie un eveniment foarte important, foarte interesant. De altfel, noi am precizat că o să promovăm și tradițiile din zona noastră a Moldovei. Suntem foarte curioși să vedem de ce ruginoasa este atât de renumită, deși cred că cu toții știm că în perioada sărbătorilor de iarnă ruginoasa e cumva punctul central pentru tradițiile românești. Dar vom afla mai multe de la invitata mea. E clar că sunteți omul potrivit la locul potrivit, așa cum am spus și atunci când am venit la dumneavoastră și ne-a impresionat foarte mult ceea ce am văzut în centrul pe care îl coordonați și mai mult decât atât, e important că sunteți o mână de oameni care reușiți să coordonați acolo toate activitățile și că faceți niște lucruri extraordinare, dar până să intrăm așa în subiect, cred că ar fi foarte fain să prezentați un pic centrul pe care îl coordonați. Da, Centrul Cultural Ruginoasa s-a înființat prin reorganizarea unui cămin cultural existent la noi încă din anul 1955. Ideea ne-a venit existând o clădire vis-a-vis de Palatul Domnitorului Alexandru Ioan Cuza, care nu era folosită, dar nou construită. Așa am transformat acea clădire, care era o veche piață, într-un centru cultural. Asta a fost în anul 2013, când... 10 ani, iată, de când funcționați. Da, anul acesta este un an aniversar, m-am plinit 10 ani de existență, dar au fost ani frumoși, ani cu activități multiple, diverse și toate numai în spiritul acela de a promova, de a conserva și a pune în valoare portul nostru popular, tradițiile populare locale, dar și istoria noastră locală. Centrul Cultural Ruginoasa găzduiește mai multe săli de expoziții, o sală de expoziție etnografică, o sală de expoziție în care noi încercăm să prezentăm adevărata sau adevăratele tradiții de la Ruginoasa. Mă refer la cele de anul nou, tatii și obiceiuri de anul nou, care într-adevăr sunt frumoase și nu așa cum suntem prezentați în ultimul timp. Dar să știți că aceste tradiții toate sunt pornite tot din istoria noastră locală. Apoi la etaj avem o sală de expoziție permanentă cu obiecte liturgice vechi, cărți vechi religioase, dar și imagini, document ce se referă la istoria localității Ruginoasa, o istorie care, într-adevăr, să știți că este o pagină frumoasă din istoria noastră românească. E un mic muzeu al comunei Ruginoasa acolo, pentru că știu că, iată, așa cum am precizat la început, noi am fost și am filmat acolo un material și pe partea a doua a emisiunii cei de acasă o să vadă imagini de acolo, de altfel un tur al acestui centru pe care îl reprezentați. Și mi-aduc aminte în discuțiile pe care le aveam la momentul respectiv că oamenii care v-au trecut pragul vă sunau la ceva timp și vă întrebau dacă ați avea nevoie de un anumit obiect care să fie foarte vechi și care să-l aibă, poate l-aveau la ei acasă și l-au donat către centru. Da, noi suntem la cea de-a treia mare achiziție a obiectelor tradiționale din localitate. Primele două au fost până în 1989, până la Revoluție, dar acum să știți că am făcut achiziția foarte rapid, numai în 2 săptămâni. Lumea a fost foarte activă, a răspuns cu promptitudine la cerința mea. Dar mai apoi, pe parcursul anilor, chiar aveau o dorință de a când își făceau curățenie în odăi, în alte încăperi din locuință și găseau un lucru vechi,
veneau și mi-l aduceau. Doamna, să-l puneți aici în expoziție, că știu că-l văd și la anul și poate și nepoții mei o să-l vadă. Păcat că această pandemie ne-a luat mulți bătrâni dintre noi, dar sunt câteva întâmplări frumoase când ieșeau de la biserică și veneau să-și vadă obiectele donate muzeului. Și vedeam în ochii lor câtă emoție, nu? Emoție și plăcere, că și-au revăzut acel obiect. Primesc astfel de achiziții în continuare, nu numai de la săteni, dar și de la vizitatori, cei care păstrez pragul centrului cultural. Și aveți, cred că, din toată țara, nu doar din zona noastră a Moldovei, persoane care vin să viziteze centrul. Da, persoane, bineînțeles, cei care vizitează și Palatul Muzeul Alexandru Ioan Cuza, totdeauna pășesc și la centrul cultural. Iar la centrul cultural, să știți că vin și din recomandările făcute de alți vizitatori. Vin și din străinătate, dar noi ne-am adaptat situației și vreau să amintesc și să le mulțumesc copiilor care sunt ghizi la Muzeul Centrului Cultural. Avem pe Augustin, care face ghidaj și în limbi străine, în limba engleză. Da, e mare lucru, pentru că trebuie să fiți pregătiți pentru orice categorie de vizitatori. De altfel, programul este de luni până duminică sau aveți o zi liberă în perioada aceasta? Cum aveți programul de vizitare? Dat fiind că sunt singura persoană existentă acolo și copiii mă ajută foarte mult, noi încercăm să ținem deschis de luni până duminică, permanent, da, să fiți acolo. Bine, sunteți și pe plan local și asta e clar. Da. Și atunci când pășești în Ruginoasa, ai Palatul, care este un punct foarte atractiv pentru vizitatori, și iată centrul cultural, care la fel are o istorie în spate și e păcat să treci prin Ruginoasa și să nu intri în centru, pentru că de acolo pleci cu câteva povești foarte frumoase. Mai amintim și existența Bisericii Domnești cu Mormântul Domnitorului. Întotdeauna vizitatorii, când poposesc în Ruginoasa prima dată, opresc la centrul cultural de multe ori. Le facem un ghidaj așa, pornind de la istoria locală, de la tradiții și terminând cu Mormântul Domnitorului. Aveți multă istorie și o încărcătură emoțională acolo, asta e clar, și e bine că o duceți mai departe și faceți eforturi să o duceți mai departe, iată, prin copiii de care povesteați că sunt implicați în activități. Da, copiii, mă bucur că am câțiva copii cărora le-am insuflat dragostea aceasta pentru patriotism, pentru istoria locală, pentru tradițiile noastre. Și i-am implicat în diverse activități de acest gen. Sper să nu uite, dar eu sunt optimistă, pentru că prin centrul cultural au trecut în acești 10 ani foarte mulți copii și de care acum sunt foarte mândră. Cu ce ați plecat acum 10 ani la drum? Era doar clădirea nouă construită, da? Vă mai amintiți atunci primele luni, primele zile de activitate acolo? Ideea de a organiza un muzeu mi-a venit de foarte mult timp, având un fier de călcat. Dar probabil eu aveam această înclinare spre, de mic copil. Când îl urmăream pe bunicul meu, tot într-o localitate foarte frumoasă, Andreșeni, cum îi admiram de mic obiectele, covata, lada de zestre, cofa, și mi-am dorit de atunci, practic, să fac un mic muzeu. În anul 2013, plecând de la o lansare de carte a tatălui meu, neavând spațiu adecvat decât acolo la centru cultural, pur și simplu n-am mai vrut să părăsesc clădirea și am propus Consiliul Local și Primăriei de a organiza un muzeu și de a veni de centru cultural. Foarte repede, cu ajutorul celor din jurul meu, am achiziționat obiectele, mergând din casă în casă, și astfel că din februarie până pe 28 aprilie am reușit să organizăm acest muzeu.
Domnul director Ardeleanu de la Direcția de Cultură chiar nu s-a gândit că într-un timp atât de scurt voi achiziționa atât de multe obiecte valoroase. Mm-hmm. Da, partea de sus de etaj, care spuneați că e mai mult spre partea de religie, de biserică, acele obiecte, de unde ați reușit să faceți rozele? Că mă gândesc că e mult mai dificil de procurat. Da, dat fiind că mai sunt absolventă de istorie, m-a interesat foarte mult istoria locală. Noi avem o arhivă impresionantă la care am plecat. Apoi, studiind pe parcursul anilor, am descoperit că despre Ruginoasa s-a scris foarte mult, foarte mult. Și noi chiar am avut o istorie zbuciumată, pentru că am trecut, începând cu frumoasa istorie legată de domnitorul Alexandru Ioan Cuzra, apoi de răscola din 1907, la care Ruginoasa a fost activă. Amintesc de primul război mondial, când în curtea muzeului Palat a fost spital de campanie, iar la Ruginoasa, tot acum câțiva ani, am descoperit că au fost mormântați peste 2000 de soldați din primul război mondial. Și încheiind practic cu al doilea război mondial, când Ruginoasa s-a aflat pe linia întâi a frontului, iar acolo istoria la noi s-a scris și cu sânge. Din păcate. Din păcate. Da, evenimente frumoase, spuneam eu, pentru că, iată, în luna iulie ați organizat un târg care voia să fie mai micuț, a ieșit foarte frumos, foarte amplu, avem și câteva fotografii de acolo și o să le vedem pe parcursul discuției. Despre ce evenimente este vorba și ce anume ați făcut? Noi, chiar atunci când am inaugurat Centrul Cultural, am organizat în acel an prima ediție a Târgușorului. Avem și imagini. Da. Un parteneriat cu Asociația Meșterilor Populari din Moldova, a cărei președinte este de domnul Marcel Lutic, am organizat atunci prima ediție. A avut atât timp de mare impact asupra sătenilor, încât ne-am propus ca în fiecare an să organizăm un astfel de eveniment și asociind pe parcurs cu alte organizații, alte ONG-uri, am reușit să organizăm mult mai multe evenimente legate în care am promovat folclorul nostru. Da, văd foarte mulți, cred că sunt cetățeni din Ruginoasa îmbrăcați în costume și foarte frumos. Sunt meșterii populari, da. Îmbrăcați. Am avut, anul acesta ne-am propus. Aici la Palat? Da, în curtea Palatului Domnitorului, pentru că acolo avem unde poate fi mai frumos decât în curtea Palatului. Aici sunt imagini de muzeu, din expoziția etnografică. Dar ce piese foarte vechi, pe care nu le mai vedem poate la bunicii noștri sau rare ori le mai întâlnim la străbunici, poate. Am avut cazuri când o bătrână, aflat știind că se apropie sfârșitul și chiar la 2 luni a decedat, m-a chemat înainte și mi-a spus: doamna Cristina, uite-te prin odaia mea și odaia de curat, ia-ți tot ce vrei, pentru că știu că acolo lucrurile acestea există, iar dacă le las nepoților, nu știu dacă îmi vor mai fi păstrate cu atâta grijă ca la dumneavoastră. Și într-adevăr, după 2 luni, am luat și eu discret câte am, dar lucruri valoroase, pentru că sunt valoroase aceste lucruri. Încă mai sunt bătrâni care prețuiesc lucrurile acestea, adică e imposibil să nu calci într-o casă de bătrâni și să nu observi, nu știu, pe perete un ștergar sau acele tablouri făcute de bunici, de străbunici, goblenurile acelea cu sute de ele sau făcute la mașina, la războiul acela de cusut. Deci e clar că aveți foarte multe avantaje acolo în zonă și mai ales că în general în mediul rural cu precădere e mult mai păstrată această tradiție, să spunem. Da, mai sunt astfel de persoane care, într-adevăr, mai ales casele țărănești care au existat în timp, acolo găsim. Dar, de exemplu, am văzut o bătrână, și nu este o bătrână modestă, care calcă și acum cu fierul cu aburi.
Nu din lipsă, are și fier mai modern. Modern. Da. Nu calcă precum cel cu aburi. Cu jar. E norocoasă că funcționează și acum, după atâta timp, mă gândesc, nu? Da, bineînțeles. Da, sunt lucruri foarte bine pământănite, să zic așa, din moș, strămoș, din bunici, în nepoți, și e frumos că se păstrează tradițiile. Mă gândeam acum cum arată nunțile la dumneavoastră în zonă, dacă se mai păstrează toate tradițiile și ritualurile care se făceau pe parcursul evenimentului. Sau sunt în rândul acestora mai moderne și s-au pierdut? Nu s-au pierdut. Chiar surprinzător, tinerii accentuează acest lucru. Bineînțeles că tradițiile nu au rămas atât de compacte cum erau în trecut, dar tinerii nostalgici chiar își amintesc de când erau copii sau din vechi înregistrări și păstrează anumite ritualuri al primirii mirilor de către părinți sau al nașilor cu cadouri sau vorniceii care altădată erau cei care erau sufletul. Turta miresei care e recunoscută. La găina miresei n-am, turtă, dar la găina miresei n-am renunțat niciodată, deci aia s-a jucat întotdeauna la noi. Dar știți care e semnificația, dacă tot suntem la zona aceasta de tradiții și de... Că știu că de fiecare dată mirii trebuie, când e momentul acesta, trebuie să dea și colacii nașilor, adică e cumva mai prelungită. Da, aceste tradiții diferă de la localitate la localitate. La noi nu se oferă atunci la nuntă, după mult un mai timp, târziu, nu? Da. Dar ritualul jocului găinii era ce mi-amintesc eu în sensul acela de a aduce prosperitate în casa mirilor, de a fi pace, liniște între tinerii căsătoriți și de a avea copii sănătoși și frumoși. Știu că mai mulți. Nașii trebuiau să plătească găina da, către da. Acei vornicei, dacă așa se numesc, nu? Cei care sau dansatorii respectiv. Găina o juca bucătăreasa acompaniată de vornicei. Da, sunt niște tradiții care acum în 2023 cu greu le mai vedem, dar sunt foarte frumoase și e păcat să nu le ducem mai departe. Dar revenind un pic la eveniment, a fost foarte frumos, spuneați că a fost cu succes și cu siguranță îl veți relua și pe viitor. Am fost la cea de-a noua ediție, din păcate un an din cu pandemia a trecut. Noi am fost consecvenți. Sătenie mă întreabă, dar anul acesta facem târgul, doamna, facem și anul acesta. Ei sunt doriți, cred că, să participe la astfel de evenimente. Știu, mai ales dacă e vorba de tradiție aici și de faptul că, iată, sunt 9 ediții. E clar că de la an la an ei au venit să participe la... Da, au participat. Este rău că pică întotdeauna în cele 3 zile doar o zi de sărbătoare. Știți, la noi la țară, sătenii lucrează în zi de vineri, da, sâmbătă. Da, da, da. Dar spre seară au reușit și au vizitat târgul și au luat ce au avut nevoie. A fost și cu vânzare de produse, nu? Da. Nu a fost chiar o vânzare așa pe satisfacția meșterilor, dar ei, așa cum au spus tot timpul, spun, doamna, la Ruginoasa vin de plăcere și de frumos. Ne-am întâlnit și cu mirese, apropo de tradițiile de care mă întrebați, la noi este o tradiție în care atunci când mirii pleacă spre biserică, să li se arunce cu cana apă. Sau găleata cu apă în fața trinului. La palat, fiind atâtea mirese care au vizitat, copiii mei chiar au care au învățat la ateliere. Care e explicația pentru asta? Tot cu belșugul ceva, tot nu? Tot pentru belșug, să le fie ca un fel de urare. Aici mirele știu că trebuie să plătească. Și bineînțeles trebuie pus un bănuț în cănița cu care s-a aruncat apă. Da, știm că la palat acolo e un punct foarte atractiv pentru fotografii. Știu că sunt foarte multe mirese care își doresc să facă ședința foto acolo la Ruginoasa. Și într-adevăr sunt niște cadre superbe, adică știm despre ce vorbim.
Da, ca și la Miclăușeni, de altfel. Și la Miclăușeni. Da. Nu mai zic că dacă ai o nuntă cu tradiții și te îmbraci ca mireasă în costum popular sau așa, cred că ar fi foarte potrivit să faci la muzeu o ședință foto, am nu? Am avut și la muzeu. Ați avut, nu? Da, am avut în anii din urmă, am avut și la muzeu. Da. Știu că urmează să inaugurați un cămin cultural, practic. Deja faceți pași foarte frumoși în zona aceasta și e bine că duceți mai departe aceste activități. Da, am reușit în ultimii ani, prin fonduri europene, încercând să restaurăm un alt obiectiv monument istoric. Din anumite motive am abandonat acest proiect. Domnul primar a luat, Dănuț Neghifor, a venit cu ideea de a reface un cămin cultural. Și dat fiind că aveam locația, am transformat vechiul cămin cultural în care se organizau nu numai spectacole, dar și nunți, l-am restaurat și ceea ce este impresionant, am reușit să achiziționăm costume populare. Avem 200 de costume populare pentru toate categoriile de vârstă, începând de la încălțăminte până la căciuliță. Cred că și de la cei mai mici. De la cei mai mici până la cei mai în vârstă. Costumele sunt lucrate manual, cu motivele noastre tradiționale locale. Avem peste 36 de instrumente muzicale, ceea ce deja tineretul este foarte curios. Noi avem copii talentați către pasiunea de a cânta la instrument, dar o parte și le-au achiziționat din forțe proprii. Acum este îmbucurător că le avem noi și le putem pune la dispoziția lor. Cred și poate mai sunt copii talentați și doritori care să... Chiar un ansamblu, cred că dacă ați face și cumva să fie și câțiva profesori. Da, avem tendința de a organiza un taraf. Taraful a dispărut din mediul rural, nu numai din mediul rural, a dispărut în general. Ce păcat, mai ales că acum ați reușit să achiziționați și aceste costume care sunt foarte importante pentru a duce mai departe aceste tradiții de care vorbeam, întâlniri, nu mai zic de șezătorile care erau duminica, da. Nu? Clădirea ne permite ca pe viitor să reluăm anumite activități specifice vieții de la țară, adică vechile baluri ale gospodarilor, sau, cum ați spus, șezătorile. Sau, acestea se mai fac, știu, măcar la Crăciun sau la anul nou se făceau. Nu, noi perioada nu le-am făcut pentru că lipsea alocația. Pentru organizarea evenimentului, da. Dar acum avem tot ce ne trebuie pentru a relua toate activitățile care s-au ființat de-a lungul anilor. Cum v-am spus, avem am achiziționat și tot felul de costume pentru alte activități, pentru școli. Acolo chiar inclusiv școlile, celelalte instituții de cultură pot organiza sau își pot desfășura activitățile legate de tinere, chiar de vârstnici. Foarte frumos și sperăm să veniți să ne spuneți, uite, de anul acesta o să facem în fiecare lună o șezătoare sau un bal al gospodarilor. Noi așa cum am spus, am realizat acest material la dumneavoastră și ne-a plăcut foarte mult. Pe partea a doua, cei de acasă pot vedea câteva imagini de acolo, un interviu realizat cu colegul meu, domnul Leonard Stafie, și sperăm să mai veniți aici și cu alte proiecte frumoase și activități. Da, ne-ar face plăcere. Mulțumim pentru invitația care ne-ați oferit-o. Sperăm că în curând vom inaugura acest cămin cultural și, cum v-am spus, noi la 24 ianuarie, în fiecare an de la Unirea Principatului, noi am sărbătorit acest eveniment la 24 ianuarie. Chiar Giunasa poate numi Ziua Comunei această zi. Și înainte chiar să sfârșea cu balul gospodarilor. Așa că vă invităm în anul următor, la 24 ianuarie, la balul gospodarilor. Până atunci, cu siguranță, ne mai vedem într-o viitoare emisiune Agroștiința, poate chiar când o să fie cu inaugurarea căminului. Mulțumim tare mult pentru prezență și să ne revedem cu bine. Mult succes în tot ceea ce faceți. Mulțumim, la fel și dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag la Ruginoasă. Cu mare drag. Doamnelor, domnilor, rămâneți pe TLM după o scurtă pauză de publicitate. În partea a doua emisiune veți vedea un reportaj realizat la Centrul Cultural din Ruginoasa.